Acum mă gândesc dacă să vă zic sau să nu vă zic, dar vă zic. Hai zi-ne acum ceva. N-a vrut să o spună, să o facă public. La Nexstar, show-ul meu cu copii, a fost un puști care avea cancer în fază terminală. A venit în emisiune, cânta foarte frumos, dar era cancer în fază terminală și avea nevoie de, cred că, niște zeci de mii, multe de euro ca să-i salveze viața. Omul n-a găsit. Tatălui, mama lui, familia lui n-au găsit banii pentru asta. Gigi, nea Gigi, a dat toți banii ăștia și a salvat viața și n-a vrut să o spun la televizor. A vrut să o păstreze așa, într-o liniște și într-o discreție a lui. Copilul ăla, aici în România, i-au dat 3 luni de supraviețuire. Au trecut cred că vreo 8 ani de atunci, eu țin legătura cu ăsta mic pe Facebook, trăiește, e bine, mersi. Și atunci m-a uimit așa, m-a impresionat. E o viață salvată în fond. Ce se spune, nu. Ce se vorbește, nu mă interesează. Eu știu doar pe ăsta micu, căruia omul ăsta, Gigi Becker, le-a salvat viața.